Doi turiști din București, mama și fiu, care au încercat să ajungă la Crucea Caraiman, au fost recuperați azi noapte din Munții Bucegi. Turiștii au plecat din Bușten pe traseul din apropierea pârtiei Calinderu, iar când marcajul s-a terminat, au continuat să meargă prin pădure. Cei doi au greșit traseul, iar seara i-a prins într-o zonă deosebit de periculoasă. Când au văzut că nu se mai descurcă, au cerut ajutorul salvamontiștilor, iar pentru a fi găsiți mai ușor, au aprins un foc. Din cauza vântului, vegetația a luat foc, iar flăcările s-au extins și la pădure. Cei doi au încercat să stingă focul, dar nu au reușit. Fiind întuneric, nu ne-am dat seama. Deci am pus cu mâinile, erau frunze, am dat la o parte, s-a simțit pământ. Și deasupra pământului am pus crenguțe, că n-am făcut focul mare. Deci nu de la asta a luat foc, a luat foc că sub foculețul nostru era o rădăcină pudrită și foarte mare. Și aia a izbucnit, a zmocnit și nu ne-am dat seama. N-ați avut apă la dumneavoastră să stingeți, n-ați avut nimic. O haină să dați imediat acolo, peste el. Păi, dar nu ne-am dat seama, fiindcă era aici și a bufnit pe perete. S-a întins. Nu, deci aici era rădăcina și a fost pe perete mai jos. Deși este o zonă periculoasă, salvamontiștii au reușit să-i recupereze pe cei doi. Misiunea lor a fost însă îngreunată de flăcări. Am plecat nu pregătiți pentru o intervenție dificilă, o intervenție de perete. Am plecat ca să găutăm niște persoane rătăcite în zona de pădure și când acolo am dat de ei în zona alpină, o zonă extrem de periculoasă, cu săritori de peste 100 de metri. În plus de asta, ei au făcut focul și nu l-au supravegheat cum trebuie. Fapt pentru care s-a și extins la coronament, s-a extins la vegetație. Când am ajuns noi acolo era deja o vâlvătaie puternică. Am preferat să lăsăm totul, că nu aveam cum să-l stingem, era jarul mult prea consistent și am preferat să ne retragem repede, să nu ne piște corzile, să nu rămânem și noi blocați în perete. Am trecut prin o perdea de jar ca să putem să ieșim din acea zonă. Când am ajuns acolo, intraseră deja în panică, încercau să stingă focul, dădeau bolovani să vină spre noi, am strigat să se potolească. Când am ajuns acolo, deja focul cuprinsese un copac, avea vreo 3-4 metri înălțime, ne-am grăbit foarte repede să-i dăm jos de acolo, să nu ne prindă în capcana focului. Salvamontiștii se vor întoarce pe munte pentru a verifica zona. Dacă incendiul s-a extins peste noapte pe numele celor doi turiști, poliția va deschide un dosar de cercetare penală pentru distrugere.